Bună tuturor, eu sunt Andra Gogan și astăzi m-am decis să vă arăt cum se face un canal de YouTube. Foarte mulți mi-au spus această întrebare în comentariile de la video și m-am gândit că acum este momentul potrivit să vă arăt cum se face asta. Să-ți faci un canal de YouTube este foarte simplu, nu este chiar așa de greu cum pare. Așa că să începem! Intri pe YouTube. În colțul din dreapta sus, apeși pe sign in. Apoi adaugi un nou cont. Apoi creezi un nou cont. Apoi nu uita să apeși pe I want a new Gmail address. Apoi îți pui numele, prenumele. Aici poți să scrii orice e-mail vrei, adică nu trebuie să fie neapărat existent. Aici îți pui o parolă și confirm parola. Neapărat pui luna, anul, data în care te-ai născut, pentru că nu contează câți ani ai pe YouTube. Numărul de telefon îl pui doar dacă ți-l cere YouTube-ul și apeși pe înainte. Trebuie să fii de acord cu condițiile lor, salvezi parola ca să rămână și YouTube-ul mi-a cerut numărul de telefon, îl trec, iar apoi primesc un cod pe telefon și ajung aici, unde spun că vreau să mă întorc la YouTube, da? Am ajuns pe canalul meu de YouTube. Aici, la omulețul ăsta mic și roșu, e canalul vostru. Apăsați aici, pe Create a Channel. Și apăsați aici ca să scrieți canalul. Confirm că e numele tău. Și ăsta e canalul tău de YouTube. Aici îți pui coperta de canal și poza de profil. Și asta este tot. Și acum că știți să vă faceți canal de YouTube, puteți să dați câte like-uri vreți, iar dacă vă plac videourile mele, puteți să apăsați aici pe butonul de subscribe ca să vă abonați la canalul meu de YouTube. Dar nu terminăm aici acest episod din vlog, pentru că vreau să vă spun că mi-am făcut cont pe un site foarte, foarte tare. Este vorba despre 90wish.com, unde puteți să vă creați propria listă de dorințe cu ce cadouri vă doriți de ziua voastră, de exemplu. Iar familia și prietenii vor ști exact ce să vă ofere la ocazii speciale. Intrăm pe internet. Scriem 90wish.com. Și ăsta este contul meu, Andra Gogan. Apoi apeși pe My Wish Book, adică lista de dorințe. Și aici ne punem dorințele noastre. Alegem o poză ca să înțeleagă cei care ne vă dorințele ceea ce ne dorim. Aici spunem cum se numește. Punem cât de mult ne dorim. Putem pune o descriere sau nu. Aici punem site-ul de pe care ar putea lua cel care vrea să ne cumpere. Iar aici scriem unde poate găsi acel lucru. Punem un preț pe care credem noi că l-are obiectul respectiv. Și dăm save. Și aici apare dorința mea. Asta este o altă dorință. Îți poți crea propriile evenimente. Iar prietenii tăi, cu un simplu click, pot confirma participarea. Aici adaugi evenimentele. Ai anul, luna și ziua. Pui locația. Poți adaugi un site. Și aici mai multe detalii despre eveniment. Și apoi dai save.
Mi-am făcut și eu propria listă de dorințe pe 90wish.com, așa că puteți să căutați Andragogan și putem deveni prieteni. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper că ați învățat cum se face un cont de YouTube, așa că dacă încă nu sunteți abonați la canalul meu, vă invit să dați aici subscribe. Și nu uitați că în descrierea acestui video aveți link-ul către concursul la care puteți câștiga apariția alături de mine într-unul din episoadele din vlog. Așa că vă urez succes, vă pup și ne vedem și data viitoare!